Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la o nouă ediție Voi cu Voicule. Mulțumesc foarte mult partenerilor noștri de la Crown Plaza, care ne pun tot timpul la dispoziție această locație. O discuție interesantă în această seară, suntem în post. E foarte important să știm că postul nu înseamnă neapărat doar ce mâncăm și că trebuie să facem anumite lucruri pentru curățarea noastră spirituală. Și o să vedeți în această seară că există o așa numită dieta minții, așa a numit invitata mea cartea pe care a scris-o. E, această dieta a minții înseamnă, de fapt, niște reguli pe care trebuie să le respectăm atunci când vrem să devenim mai buni, mai curați și într-o relație foarte apropiată cu divinitatea. În traducere, cabala înseamnă tradiție și desemnează ramura majoră a ezoterismului iudeo-medieval. De aceea, la prima vedere, poate părea surprinzătoare formularea cabala creștină. Cabala creștină este un curent de idei anterior renașterii care și are originea în dialogul pe marginea raportului dintre confesiunile evreilor și creștinilor, conotații misionare, cercetarea umanistă a textelor și surselor, studiul necesar al ebraicii. Cel care deschide noua generație de erudiți dorniți să dea o dimensiune umanistă a fost Giovanni de la Mirandola. El a deschis perspectiva înțelegerii aprofundate a textelor dificile din Vechiul Testament, a căutării unei concilieri doctrinale între diferențele curentelor filozofice și religioase. Tratatele scrise sub formă de dialoguri, un păgân, un evreu, un creștin, în primul, un grec, un evreu, un musulman, în al doilea, sunt despre limbaj și proprietățile miraculoase ale cuvintelor și literelor. Tratatele au fost la baza documentară și filozofică pentru toți cabaliștii creștini. Cabala creștină este scrisă sub forma unui dialog între un cabalist și un filozof creștin cu scopul evident de a-l converti pe evreu la creștinism, folosind argumente de natură cabalistică, dar și ample pasaje din Noul Testament. Discuția pornește de la definiția universului și de la cauza primă, instituirea primordială, cabalismul descriind natura lui Dumnezeu ca pe o lumină nemărginită, care umple tot spațiul, în așa fel încât să nu rămână niciun loc gol, în același timp însă, această lumină îmbrăcată, oriunde s-ar afla, un caracter de umanitate, simplitate și uniformitate perfecte care ar face o pretutindeni asemănătoare sieși. Filozoful creștin îi amintește cabalistului că o afirmație asemănătoare despre lumina neapropiată se găsește în Epistola 1 către Timotei a Sfântului Apostol Pavel. Un alt subiect al discuției este despre Trinitatea creștină, Tatăl, Fiul și Duh Sfânt, moment în care cabalismul vorbește despre mijlocitorul între toate făpturile originale, cauza perfectă, lăcașul infinitului, sălașul luminii, cel divizat în 10 atribute, coroana supremă, înțelepciunea, inteligența, mila, dreptatea, frumusețea, eternitatea, slava, temelia, regatul. Filozoful creștin răspunde afirmațiilor cabalistului cu argumente despre Mesia, căruia se atribuie 10 grade asemănătoare fiecare dintre preopinenți, afirmând și dovedind că întotdeauna calitățile și însușirile unuia se regăsesc și în celălalt. Starea constituirii, preexistența sufletelor, persoanele divinității, căderea sufletelor, restituirea sufletelor, restituirea mesianică sunt alte teme ale dialogului dintre cabalist și filozoful creștin, purtat nu în spiritul polemic, ci mai curând în dorința de a cuprinde, prin referiri constante la Zohar și la Vechiul Testament, amploarea și subtilitățile spiritului profetic și ale perspectivei apologetice. Adina Moldoveanu, consilier spiritual în această seară, prietena emisiunii noastre. Bună seara, Adina, mulțumesc frumos! Mulțumesc de invitație! La mulți ani, e martie încă, pot să-ți spun la mulți ani, Adina. Mulțumesc și o primăvară îmbelșugată! Doamne ajută! Mă bucur că ești din nou alături de noi. Pe lângă dieta minții ai mai scris și o altă carte, dar hai să o luăm pas cu pas. Spuneam că suntem în post și e foarte important să știm că nu contează neapărat, adică nu contează numai faptul că ne avem niște restricții alimentare, să zic așa. E foarte important că ne spovedim, că ne împărtășim, e foarte importantă rugăciunea, sunt foarte importante faptele bune, dar sunt multe alte lucruri importante, astfel încât să există o conexiune puternică între noi și divinitate. Așa este și mă bucur că facem această emisiune în postul Paștelui. Este o perioadă specială pentru noi creștinii, dar este o perioadă specială și din punct de vedere astral. În anul acesta, după cum se știe, este un an de vibrație 7. Este un an în care acum mai mult decât oricând avem nevoie să găsim acele instrumente prin care să ne reconectăm cu divinitatea și să conștientizăm această conectare. Ei bine, dieta minții, carte care deja este bine cunoscută în România, dar prima oară a fost, după cum știi, și în Statele Unite, bestseller pe Amazon.
Această carte, de fapt, a încununat o perioada mea de lucru cu oamenii, ca și consilier spiritual, și am dat acolo câteva metode și, bineînțeles, exemple, pentru că oamenii se identifică cu exemple, cu experiența altor oameni, prin care poate să-și sacralizeze viața de zi cu zi, astfel încât să conștientizeze această conectare divină. Pentru că nu e așa, nu este vorba numai de post, de dieta corpului, este vorba și de dieta minții. În momentul în care noi corelăm cele două, bineînțeles că postul are cu totul alt efect și are, este vorba despre vindecarea la nivel subtil, la nivel profund. Hai să vorbim puțin de dieta minții. Sunt niște reguli, Adina, pe care le-ai scris în carte și vreau să te rog să le luăm pe rând, să le discutăm puțin. Da, da, da. Practic sunt niște reguli prin care noi avem acces la abundența de zi cu zi și bineînțeles că abundența se vede în mai multe zone din viața noastră. Odată este abundența materială, majoritatea oamenilor cu asta o corelează. Și în abundența materială este bine ca să facem așa numita zeciuială, adică 10% din ceea ce câștigăm, aici vorbesc de net, să dăruim mai departe. Aici în carte am dat mai multe nivele de conștiință prin care putem să dăruim, pentru că una este să dăruim așa pentru că am citit în carte sau ne-a spus preotul sau așa este bine, am auzit noi că este bine, și una este să dăruim pentru a ajuta cu adevărat pe cineva sau pentru a ajuta omenirea. De exemplu, sunt oameni care donează lunar, să spunem, 10% din ce câștigă la o organizație mondială pentru, nu știu, să le dea de mâncare celor din Africa sau ceva de genul. Adică o organizație care are un scop mult mai mare decât unul local, să spunem. Așadar, este foarte importantă conștiința cu care noi facem această zecioală, dar este și suficient să ne ducem să punem în cutia mile, să spunem, la biserică sau să ajutăm un om sărman ca să aibă de mâncare sau pur și simplu să dăm alimente. Multă lume crede că această abundență materială înseamnă sau această zecioală se dă numai în bani. Nu, se dă în tot ceea ce este material. Material poate să fie și mâncare și haine și deci cu tot ce poți tu ajuta, efectiv poți da din mână, palpabil, ca să spunem așa. Bineînțeles că există și abundența relațiilor. Sunt foarte mulți oameni care, din păcate, ori nu-și găsesc un partener de viață, ori au o relație defectuoasă cu copiilor, cu părinții, cu rudele, cu colegii de servici. Și aici există, practic, un loc unde noi ne putem echilibra și unde putem aduce abundența în viața noastră. Și aici, evident, că putem face un alt gen de sacralizare și a dietei minții. Iar în relații merge foarte bine să ajutăm pe alții să își găsească, de exemplu, parteneri de viață sau să ajutăm mama cuiva să poate să-și găsească un medic bun sau un loc unde să se simtă bine, un pelerinaj. Eu de multe ori recomand oamenilor să se ducă în pelerinaje pentru că acolo noi practic ne reîncărcăm cu energia aceea divină și putem ca să aducem această energie în casă și la toți cei din jurul nostru. Și, bineînțeles, există și această abundență a sănătății, care, cum spuneam noi într-o altă emisiune, nu se poate cumpăra cu bani. Deși sunt oameni care cred că dacă dau niște bani să își facă o operație, de fapt aici este totul, dar nu este vorba despre asta, este vorba și despre asta, dar am văzut că cel mai bine și cel mai ușor se vindecă oamenii și chiar de boli grave în momentul în care merg în paralel cu această conectare divină și cu un exercițiu de conectare divină, care poate să fie o rugăciune, poate să fie o meditație, poate să fie citirea de psalmi, poate să fie mai multe
aspecte din acestea spirituale. Eu, de exemplu, de multe ori le recomand și meditația cu Arhanghelul Rafael, care este arhanghelul care se ocupă, are în job description, să spunem, acest lucru, să ne ajute să ne însănătoșim, dar nu numai la nivel fizic, cât și emoțional, că de multe ori de acolo pornește, acolo este cauza defecțiunilor noastre fizice, dacă pot să spun așa. Așadar, astea sunt cele trei zone ale vieții noastre unde putem să lucrăm cu dieta minții. Ele sunt mai mult sau mai puțin interconectate și eu spun că sunt foarte interconectate, puțină lume realizează și am observat chiar de une zi vorbeam cu o clientă de-a mea care îmi spunea că odată ce dânsa s-a vindecat emoțional, a reușit ca să aducă un echilibru în toată familia, pentru că toată familia a beneficiat de această vindecare emoțională. Și exact cum spunea și bunica mea, Dumnezeu să ierte, spunea că dacă cel puțin un om din familie se roagă, la toată familia o să meargă foarte bine. Și practic despre asta este vorba și asta putem face noi acum în post. Mai mult decât oricând să conștientizăm de fapt această conectare divină și să găsim cel puțin o metodă prin care să putem să ne facem această restricție, această dietă a minții. Sunt anumite rugăciuni pe care trebuie să le citim în post, diferite de cele obișnuite, Adina? Nu sunt preot ca să spun treaba asta, dar ceea ce am văzut că funcționează foarte bine este rugăciunea Maicii Domnului, pentru că ne ajută la nivel emoțional să ne vindecăm și nu numai, dar mai ales pe noi femeile ne ajută, dar am văzut și mame care se roagă pentru copiii lor și funcționează iarăși foarte bine. Deci Maica Domnului, mie mi se pare că ne ajută pe această parte. Exact cum am spus, Arhanghelul Rafael, cu care lucrez și mulți dintre clienții mei, după ce au făcut meditația, au reușit ca să treacă peste anumite, să spunem, gânduri limitative referitoare la un diagnostic la, care pare de nevindecat, dar de fapt există întotdeauna șanse în momentul în care faci o rugăciune sau o meditație și te conectezi cu această lume divină. Și ce am văzut iarăși că funcționează foarte bine, Psalmul 50, pentru că Psalmul lui David, pentru că există această, mai ales în postul Paștelui, se face o purificare la nivel de ADN, pentru cine ține așa cum trebuie postul. Ce înseamnă cum trebuie? Înseamnă nu numai de mâncare, ci să te restricționezi un pic și în a poate a bârfi, poate a gândi negativ despre o anumită persoană. Dacă ai putea să te abții în acest post de la toate lucrurile astea, se va produce o purificare la nivel mult mai profund decât superficial, să spunem numai prin mâncare, că reușești să te detoxifici și să aduci. De fapt, scopul prin care noi ținem post de mâncare este tocmai ăsta, ca să nu mai avem anumite substanțe în noi care să ne să ne impurifice, dacă pot spune așa, sau să nu ne lase să ne conectăm mai ușor la divin. Întotdeauna, și știți că preoții și călugării se conectează, de asta și țin post în mănăstiri, pentru că ei sunt tot timpul în rugăciune, sunt tot timpul în această stare divină și atunci, dacă ar mânca de dulce, cum spunem noi, acest lucru le-ar face ca să se să fie mult mai împământat și nu atât de conexiune cu divinul. Tu ai studiat foarte mult și cabala. Da. Sunt niște... Eu cred că sunt foarte multe lucruri comune, spuse altfel, dar interpretate, de fapt, spun același lucru. La cabala, de exemplu, este același lucru, apropo de post și de fapte bune și așa mai departe. O, da. De fapt, cabala este mult mai veche decât Biblia. Noi chiar la Universitatea Cabala studiem Biblia. De ce? Pentru că Biblia este scrisă ca urmare a unor scrieri străvechi din Vechiul Testament, deci Noul Testament, bineînțeles că are rădăcini acolo, numai că, și ceea ce a făcut de fapt Iisus,
a transformat totul din Vechiul Testament prin iubire într-o cu totul altă paradigmă. Și cu asta, de fapt, ne-am puternicit pe noi și toți cei care se roagă, toți creștinii, avem acest filon de iubire pe care de multe ori nu știm să-l exprimăm, dar care este undeva în noi și în momentul în care îl declanșăm, el se manifestă în toate ariile vieții noastre și de fapt despre asta este vorba. Aici este practic cel mai beneficiu, dacă putem spune așa, al creștinătății. Tu ai studiat și istoria religiilor, Adina, și nu te întreb întâmplător. Toate religiile au un fel de perioadă din asta de abstinență. Și musulmanii o au și alte religii. Ea e de 2 sau de 3 ori pe an. Însă anumite lucruri rămân și trebuie să le faci pe parcursul întregii vieți. Să ieși, mă refer la faptele bune, de exemplu. Sau rugăciunea despre care tu vorbeai. Da, așa este. Pentru că asta se știe din vechime. În momentul în care tu faci abstinență, tu practic reușești ca să te întorci la valorile sufletului tău, care Dumnezeu te-a înzestrat, ca să fii precum Dumnezeu, cum se spune și în Biblie. Ei bine, în momentul în care tu faci o restricție într-un domeniu al vieții tale și cel mai simplu este să facem la mâncare, dar nu numai cabaliștii, de exemplu, chiar controlează și au niște meditații care le fac înainte de aceste evenimente pentru care postez, cum este acum, de exemplu, Pesach, Paștele lor, în care ei practic se purifică și la nivel mental, pentru că au nevoie și cumva să-și ceară iertare, deci fac niște rugăciuni de iertare pentru tot ceea ce au greșit în anul care s-a scurs. Și asta fac în fiecare an. Dacă și noi am reușit ca să facem, să ne evaluăm de fapt starea noastră, să spunem, domne, uite, anul ăsta s-au petrecut diferite evenimente în viața mea, poate că ar trebui să-l iert pe cutare care nu știu ce mi-a făcut, mi-a mutat gardul mai încolo, cum sunt oamenii la țară, se practic au aceste divergențe pentru orice se întâmplă. Pentru un coleg de serviciu care mi-a luat jobul și nu m-a lăsat să evoluez în carieră. Dar poate că eu aveam de învățat ceva acolo și prin iertare eu practic îmi transform această energie din organism și pentru că iertarea este dată mai ales nouă creștinilor ca o... nici nu știu cum să-i spun, că este o magie, aș putea să-i spun. E o magie alchimică. Dacă am reușit toți ca să aplicăm acest lucru, am fi mult mai conectați cu Divinul. Asta este unul dintre beneficiile creștinismului, că avem această variantă pe care puțin nu o înțeleg. Și exact cum scriam și în cartea Dieta Minții, nouă nu ne este dat pe acest pământ ca să fim... să judecăm, să fim atât de critici la adresa celorlalți, în schimb ne este dată iertarea. Adică dacă am făcut-o, pentru că este omenesc să mai și greșești, dacă am făcut-o, avem și instrumentul prin care noi putem reveni la grația divină. Asta mie mi se pare o magie, pentru că în multe culturi lucrul ăsta nu prea există sau nu există atât de elocvent cum este în Biblie. În momentul în care Iisus a fost pe cruce și le-a spus celor doi tâlhari, iartă Doamne că nu știu ce fac, de fapt ne-a dat și metoda prin care noi putem să ne dezicem în a judeca oamenii și a lăsa la judecata dreaptă. Practic a da acea, să spunem, acel atașament pe care noi îl avem pentru ceea ce a făcut un alt om, al da la judecata dreaptă, astfel încât să se facă acolo judecata, nu să o facem noi. În momentul în care noi ne detașăm de acest lucru, noi de fapt acceptăm iertarea în noi. Și eu am pe canalul meu de YouTube iertarea de sine și de alții, este o meditație pe cele 3 nivele. În primul rând te ierți pe tine, apoi îl ierți pe cel din fața ta care crezi că ți-a greșit, pentru că aici este discutabil, este doar percepția noastră. Poate el a venit ca și o oglindă ca să-ți arate ce ai tu de corectat la tine și de multe ori în seminariile mele eu spun treaba asta.
Ei bine, în momentul în care faci pe, și nivelul ăsta, mai există un nivel, există nivelul hristic și atunci îți ceri iertare și la Dumnezeu. Pentru că tu de multe ori nu înțelegi că această iertare nu poate să fie una superficială, cum mai spun unii oameni, iert, dar nu uit. Asta este clar că este o iertare superficială. Momentul în care o faci la nivel profund și stai tu cu tine și te rogi și faci această meditație, atunci se eliberează mult mai repede acea energie care este stagnantă și la nivel fizic, pentru că eu am și clienți medici și ei vin și îmi spun cum se traduce la nivel fizic, practic în momentul în care tu nu ierți, iei din oxigenul celulelor. Și atunci celulele nu mai se reproduc. Deci tu îmbătrânești mai repede, ai tot felul de dezechilibre la nivel de, al sănătății și atunci nu-ți face bine în momentul în care ții foarte mult în tine o neiertare. Ce e bine să facem și ce nu e bine să facem în post, Adina? E greu de spus ce să nu facem. Cel mai important, părerea mea, este că pe lângă, după cum se știe, postul de mâncare, este bine ca să nu, exact cum spuneam și mai devreme, să nu ne angajăm în bârfe, în gânduri negative față de alți oameni, să putem să ne restricționăm. De fapt, ăsta este mecanismul din spate. Dacă noi, chiar dacă avem cumva dorința de a face ceva, dar ne abținem, adică nu manifestăm prin vorbă lucrurile alea, adică nu mai le gândim, și reușim să nu manifestăm prin vorbe, pentru că vorba e deja manifestare, este forma gând în manifestare. În momentul în care noi facem acest lucru, atunci practic ne creăm așa numitul aur spiritual. Aur spiritual care vine și ne ajută, este ca o bancă spirituală din care putem să downloadăm, cum spunem noi, exact când avem mai mare nevoie. Când avem tot felul de situații în care nu știm de unde să găsim ajutorul. Ei bine, dacă noi în post reușim ca să ne alimentăm această bancă spirituală, atunci vom avea și de unde să luăm atunci când avem nevoie. Trebuie să ținem postul ăsta cu bucurie, Adina. Sunt unii care țin acest post pentru că na, e post, așa trebuie, așa știu de la bunica și așa mai departe, dar în anumite momente pare o corvoadă. Și, practic, tot ce ai făcut până atunci, din punctul meu de vedere, se taie, ca să zic așa. Mai mult decât atât, am văzut oameni care te și critică că nu ții post. Da, eu spun că este foarte important să ții post de mâncare, dar mult mai important este să ții un post al minții. Pentru că, ok, personal eu nu sunt un om care să mănânc toată ziua carne, oricum țin post, ca să spunem așa, și de-a lungul anului, dar sunt oameni care în momentul în care nu mănâncă carne, efectiv își schimbă comportamentul, pentru că nu mai au acele reacții, să spunem, acel sentiment reactiv să răspundă la orice, să fie pe fază, să nu cumva să îl calce cineva pe picioare, adică nu mai există această mentalitate. Dar mai mult decât atât, este foarte important ca să nu îi critici pe ce. Fiecare are calea lui spirituală. Și eu, de exemplu, noul program care îl dezvolt acum, Ancestral, exact asta fac. Le dau oamenilor un coș de tehnici spirituale strânse de-a lungul a 30 de ani de când practic treaba asta și de acolo oamenii își aleg exact ce au ei nevoie, pentru că în funcție de matricea psihoenergoinformativă, adică din punct de vedere numerologic, fiecare om este mai bogat într-o anumită stare a ființei sale, adică unii sunt mai bogați mental, să spunem, sunt niște oameni care prin mintea lor poate să influențeze niște lucruri și atunci oamenilor aceia, bineînțeles că ai nevoie să le dai ceva, o tehnică care să le meargă pe stilul lor. Sunt unii oameni care au foarte mulți de doi, de exemplu, și atunci sunt oameni care sunt foarte emoționali.
oamenilor aceia ai nevoie să le dai ceva care să le rezolve problemele emoționale, pentru că ei sunt foarte atașați de aceste teme, le iau totul personal, ca să spunem așa. Sunt unii oameni care poate au mulți de 7 și nu sunt foarte conectați spiritual, pe de o parte au senzația că le știu pe toate, dar de fapt nu sunt neapărat niște oameni care aplică în viața de zi cu zi lucrurile și atunci au nevoie cumva să fie împământați. Și asta este frumusețea, că fiecare om este unic în felul lui și mai mult decât atât, chiar vorbeam zile trecute cu o familie care are gemeni și aparent au aceeași matrice psihoenergo-informativă pentru că sunt născuți în aceea zi, dar pe de altă parte sunt multe alte aspecte care le-am extras și le-au diferite și se vede în viața de zi cu zi. Pentru că ceea ce facem noi în programul acesta ancestral, noi luăm și toată analiza transgenerațională. Fiecare, chiar dacă s-au născut gemeni în această viață, are o altă analiză transgenerațională și practic se trage, având aceiași părinți, ei au perceput în această viață și au manifestat cu totul alte calități sau poate defecte ale neamului lor. Și noi în Cabala exact asta facem, facem o analiză transgenerațională a spiritului. Nu luăm pe om ca și un obiect, ca să-i spunem te-ai născut sub steaua cu tare, deci gata, tu ești, ai eticheta asta, tu nu poți să fii altceva în viața decât asta. Nu, noi spunem și exact asta spune și astrologia cabalistică, că cu ceea ce te naști este un început, de unde tu poți să te dezvolți, pentru că ai aici, în această viață, evident, liber arbitru. Și acum, mai mult decât oricând, în post, există niște transformări la nivel individual. Eu, prin sesiunile pe care le fac pentru acest program și care sunt gratuite, discut cu foarte mulți oameni și este fascinant. Chiar aseară mă gândeam, zic, Doamne, cât e de fascinant să cunoști diferiți oameni și să vezi cu ce se confruntă fiecare. Și chiar dacă sunt din aceeași familie, au cu tot o altă percepție asupra lumii și pot cu totul altfel ca să-și rezolve problemele, pentru că fiecare sunt veniți aici, exact cum spuneam, cu o corecție. Ei bine, în Cabala această corecție se traduce prin ticun, adică se traduce printr-un nume al lui Dumnezeu care ți este alocat în funcție de ziua de naștere și care prin meditația respectivă și prin scanarea acelui nume al lui Dumnezeu, tu poți să ajungi să transformi toate aceste corecții și toate aceste provocări, de fapt, pe care le ai în viața de zi cu zi. Cum calculezi numele ăsta pe care l-ai de la Dumnezeu, Alina? Cum se face? Există o analiză complexă, dar acum sunt aplicații care le calculează. Da, e plin netul de aplicații. Nu asta este problema. Ideea este să înțelegi, de fapt, ce înseamnă acel nume al lui Dumnezeu. Poate lumea nu știe istoria acestor 72 de nume al lui Dumnezeu. Ele au existat întotdeauna și Moise, care a fost un mare cabalist, el le-a folosit în celebra scenă a... când a fost urmărit de egipteni și a ajuns la Marea Roșie și practic nu știa cum să treacă toate triburile de evrei pe malul celălalt, el practic l-a întrebat pe Dumnezeu cum să facă și Dumnezeu mi-a zis, zice, eu n-am cum să te ajut, tu singur poți să te ajuți pentru că ai toate uneltele. Exact asta facem noi în acest program ancestral, dăm toate uneltele necesare ca omul să poată să treacă pe malul celălalt. Și în momentul în care și-a dat seama care toate uneltele, de fapt ce a făcut? A început să ia fiecare nume al lui Dumnezeu și să îl scaneze și să îl reveleze, pentru că de fapt cele 72 nume al lui Dumnezeu sunt cele 72 de fațete ale conștiinței noastre și în momentul în care a făcut acest lucru la nivelul lui de elevare spirituală, pentru că nu era oricine, evident că a fost ales pentru asta, atunci de fapt, ceea ce s-a petrecut fenomenul pe care englezii îl numesc mind over the matter, adică mintea deasupra materiei, adică a reușit să dirigeze prin mintea lui materia. Și bineînțeles că a despărțit Marea Roșie. Ei bine, și în creștinism, și noi știm că avem și noi sfinții noștri, preoții noștri care au obținut acest lucru, să reușească să dirigeze
norii, să reușească să dirigeze poate ploile. Avem și în cultura noastră, chiar românească, avem câțiva dintre părinții noștri și părintele Arsenie Boca făcea lucrurile de genul acesta. Adică există oameni care la un anumit nivel de elevare spirituală deja au o cu totul altă putere asupra naturii, pentru că poate să stăpânească și elementele naturii și mai mult decât atât, tot ceea ce folosesc, dacă folosesc în sens pozitiv, adică ca să ajute oamenii, bineînțeles că și natura îi ajută pe ei. Aici este foarte important să conștientizăm noi că în post, de fapt, asta se întâmplă. Se întâmplă, de fapt, conectarea noastră cu Divinul în momentul în care noi avem un gând pozitiv pentru care facem acest lucru. Pentru că mai vin la mine, am și clienți care sunt oameni de afaceri și care zic, uite, o să țin post negru, special ca să îmi meargă bine în afacere. Pentru că este bine știut că în momentul în care ții post negru, de exemplu, se acumulează o cantitate de energie care tu poți să o dirijezi în ce ai tu nevoie, de exemplu oamenii respectivi în afaceri. Existau, de exemplu, bunicile noastre țineau post negru vineri, pentru că vineri este ziua în care se spală păcatele împotriva Duhului Sfânt. Țineau, bunica mea cel puțin, ținea în fiecare vineri pentru ca să ne ajute pe noi să avem sănătate, să avem rezultate bune la examene. Vorbeai mai devreme, Adina, de, spuneai că sunt niște cifre specifice fiecărui om, chiar dacă ei sunt născuți în aceeași zi. Asta cum se calculează? Cum se face asta? Nu se calculează, se fac niște corelații, ca un puzzle. Eu, în momentul în care am învățat cabala, ei nu mi-au dat totul din prima, evident. Cu orice cunoaștere se face în trepte. Și prima oară am învățat ceva, apoi m-am învățat altceva și la un moment dat m-am dus la unul dintre profesorii mei și am spus nu pot să integrez toate lucrurile astea, că de fapt vorbesc despre omul respectiv, dar din diferite percepții. Și mi-a zis, ba da, dar zice, noi nu puteam să vi le dăm așa. Aici fiecare om își însușește aceste cunoștințe și le raportează cum vede el mai bine, adică în funcție de gradul de elevare spirituală. Ceea ce facem noi, practic, în acest program ancestral, noi evaluăm conștiința omului, pentru că există o scară în care putem să evaluăm. Celebrul Dr. Hawkins, care a scris Harta Conștiinței, Putere versus Forță, ceea ce am spus și eu în Cartea Dieta Minții. Profesorul Hawkins, practic, în cei 20 de ani, 30 de ani de carieră, a evaluat, pentru că el era medic, a evaluat în laborator toată această foarte multe persoane și atunci a putut să determine, în funcție de anumiți parametri, gradul de conștiință. Adică, prin tot ceea ce tu manifesti în viața de zi cu zi, că ai, de exemplu, mândrie, este un nivel al conștiinței, că ai curaj, este un alt nivel al conștiinței, că ai probleme și ești foarte mânios, este un alt grad al conștiinței. În momentul în care spune că a ajuns la 200, tu practic poți să scapi de aceste, tentații ca să nutrești aceste sentimente sau chiar dacă le nutrești, nu mai te afectează, adică nu mai stai în aceste sentimente, ci revii la acel grad de conștiință. Toată lumea își dorește să ajungă acolo, dar puțin fac efortul. Și tocmai de aceea eu în acest program ancestral asta fac. Timp de 3 luni de zile, săptămână de săptămână, stăm și lucrăm cu oamenii exact ca să ajungă acolo. Ceea ce este interesant este că trecem și prin toate traumele pe care le ai din viața asta sau transgeneraționale, vedem acolo unde stai, dau tehnici de shortcut, cum spun eu, dacă se poate spune așa,
Culmea este că mi-au venit medici psihologi care să facă acest program, că și-au dat seama că totuși prin ceea ce fac și-au învățat la facultate, nu reușesc suficient de repede ca să ajute oamenii și au spus, ne mai trebuie și shortcut-uri. Zic, mă, nu e de pozi pe alta, este un proces, dar sunt niște tehnici care, practicându-le cel puțin 21 de zile, după cum știm, în 21 de zile creierul nostru are această capacitate să scape de un obicei, să se reformateze. Ei bine, în momentul în care noi facem aceste tehnici timp de cel puțin 21 de zile, atunci vom reuși ca să facem acest shift de care vorbeam, această schimbare la nivel mental și să ne și menținem acolo. Foarte interesant este că, exact cum am spus, a venit timpul pentru acest lucru, tocmai în anul acesta 7, în care acum mai mult decât oricând avem nevoie de această conexiune divină și de instrumente, pentru că toată lumea ne spune, fă aia, drege aia, uite, mai ține un post, dar totuși, după ce se termină postul, noi ce facem? A doua zi mâncăm și revenim la starea noastră inițială. Avem nevoie de niște metode care să ne mențină indiferent de ce se întâmplă în jurul nostru, indiferent de situația, să spunem, politică din țară sau din lume, indiferent de tot ceea ce se întâmplă în familia noastră, indiferent de ceea ce se întâmplă la serviciu, noi avem nevoie să ne menținem la un anumit nivel de conștiință. De ce? Pentru ca să putem să generăm în câmpurile noastre, să polarizăm, de fapt, tot același nivel de conștiință, adică să rezonăm cu oameni care vin și ei sau sunt măcar pe cale să ajungă acolo. Pentru că altfel vom rezona cu oameni care sunt la un nivel scăzut de conștiință și care nu ne ajută, nu ne trag în sus, ci ne trag în jos. Noi acum mai mult decât oricând avem nevoie de metode de a ne trage în sus. Mulțumesc frumos, Adina Moldoveanu. Evanghelia după Iuda se poate citi pe ultimul rând al unui text cunoscut până acum doar prin conducătorii bisericii timpului care au denunțat-o ca pe o erezie. Copiată în secolul al III-lea sau al IV-lea după un original din secolul al II-lea, aduce în lumina gnosticii, ale căror credințe neortodoxe erau foarte răspândite în primii ani ai creștinismului, apoi dispărând. Evanghelia după Iuda este un text străvechi, pierdut 1700 de ani. În această evanghelie se spune că trădătorul lui Iisus a fost de fapt discipolul său cel mai credincios. Este o controversă extraordinară. Cu mâinile tremurându-i ușor de la boala Parkinson, profesorul Kasser a luat cu grijă vechiul text și a început să citească cu o voce clară, puternică, un text în coptă, limba vorbită în Egipt în zorii creștinismului. N-au mai fost auzite de când biserica de atunci a declarat documentul indezirabil. Când manuscrisul din papirus care conținea Evanghelia după Iuda a ajuns la restauratori în 2001, era gata fărâmițat. Dar în paginile sale fragmentare se află o reinterpretare radicală a lui Iuda, trădătorul lui Iisus. Cumva această copie a supraviețuit, ascunsă vreme de secole în deșertul egiptean, a fost până la urmă descoperită la sfârșitul secolului al XX-lea, apoi a dispărut în lumea tenebroasă a negustorilor de antichități. Până să ajungă la profesor, papirusul se descompusese în fragmente, mesajul său fiind pe punctul de a se pierde pentru totdeauna. Cercetătorul de 78 de ani, unul dintre cei mai mari experți în coptă din lume, a terminat de citit și cu grijă a pus pagina înapoi pe masă. Acesta este un pasaj în care Iisus le spunea discipolilor că sunt pe o cale greșită, a citit el. Textul a vrăjit și nu-i de mirare, pe primul rând, de pe prima pagină scria: povestirea secretă a revelației pe care Iisus i-a spus-o lui Iuda Iscariotanul. După aproape 2000 de ani, cel mai detestat om din istorie reînvie în această așa zisă evanghelie. După moartea lui Iisus, primii creștini împărtășeau povestiri despre viața și învățăturile lui, 10 au fost puse pe hârtie, dar părinții bisericii au ales numai 4 pentru Noul Testament. Multe evanghelii respinse au fost redescoperite. Câteva, cum e și Evanghelia după Petru, seamănă cu cele 4 alese. Altele, ca Evanghelia după Iuda, sunt izbitor de diferite, punând accent pe cunoașterea directă a lui Dumnezeu prin trezirea scânteii divine din interior. Oricine își amintește povestea prietenului apropiat al lui Iisus Hristos, unul dintre cei 12 apostoli care l-a vândut pentru 30 de arginți, deconspirându-l cu un sărut. Mai târziu, înnebunit de remușcări, Iuda s-a spânzurat. El este un simbol suprem al trădării. Păstorii numesc țapul care conduce animale la tăiere Iuda.
Iar în Germania, autoritățile au interzis noilor părinți să aleagă pentru copii numele de Iuda. Creștinismul n-ar mai fi același fără trădătorul său, dar haideți să vedem ce se mai arată în această Evanghelie. S-a așternut un vâlt tenebros peste descrierea tradițională a lui Iuda. Pe măsură ce creștinismul s-a îndepărtat de origine sale de sectă evrească, părinții creștini au găsit tot mai convenabil să-i învinovățească pe evrei pentru arestarea și executarea lui Hristos și să-i dea lui Iuda rolul evreului arhetipal. Cele patru evanghelii, de exemplu, sunt binevoitoare față de guvernatorul roman Pilat din Pont, în timp ce îi condamnă pe Iuda și pe marii preoți evrei. Povestirea secretă ne oferă un Iuda foarte diferit. În această versiune, el este un erou, spre deosebire de ceilalți discipoli. El înțelege cu adevărat mesajul lui Hristos. Predându-l pe Iisus autorităților, îndeplinește ordinele învățătorului știind foarte bine ce soartă l-așteaptă. Iar Iisus, în această evanghelie, îl previne, vei fi blestemat. Acest mesaj este destul de surprinzător pentru a trezi suspiciuni de fraudă obișnuite la pretinsele artefacte biblice. De exemplu, un osoar gol de calcar, despre care se crede că ar fi adăpostit oasele lui Iacov, fratele lui Iisus, a atras mari mulțimi când a fost expus în 2002, dar curând s-a dovedit a fi un fals. Evanghelia după Iuda e clar mult mai fascinantă ca o cutie goală, dar până acum toate testele îi confirmă vechimea. National Geographic Society, care contribuie la finanțarea restaurării și a traducerii manuscrisului, a împuternicit un laborator de datare cu carbon de la Universitatea din Arizona pentru a analiza cartea de papirus sau codexul conținând această evanghelie. Testele făcute pe 5 mostre separate luate din papirus și din legătura de piele datează codexul undeva între 220 și 340 după Hristos. Cerneala pare să fie făcută după o rețetă străveche, un amestec de tanin, vitriol, rășină, apă și cenușă. Iar experții în coptă spun că stilul de exprimare din Evanghelie arată că a fost tradusă din greacă, limbă în care l-au scris în original majoritatea textelor creștine și în primul și în al doilea secol după Hristos. O confirmare în plus vine din trecutul îndepărtat, în jurul anului 180 după Hristos, Irineu, episcop de Lyon, în ceea ce era atunci Galia Romană, a scris un tratat masiv numit Împotriva ereziilor. Cartea era o denunțare vehementă a tuturor acelor interpretări despre Iisus și mesajul său, care erau diferite de ale bisericii. Printre cei care i-a atacat era un grup care onora pe Iuda trădătorul și care produsese o istorie fictivă pe care ei o numesc Evanghelia după Iuda. Cu decenii înainte ca fragilul manuscris din Mirelul Castel să fi fost scris, mâniosul episcop știa, se pare, de textul original grecesc. Un negustor de antichități din Zurich a cumpărat în 2000 Evanghelia după Iuda cu $300.000. Evanghelia după Iuda reflectă clar lupta de demult dintre gnostici și biserică, chiar în scenele de început Iisus râde de discipolii care se roagă lui Dumnezeul evreu, adică demiurgului care a creat lumea. El îi compară pe discipoli cu un preot în templu, aproape sigur o referire la biserica oficială pe care îl numește un propovăduitor de minciuni, plantând într-un chip rușinos pom fără rod în numele meu. Le cere discipolilor să-l privească în ochi și să înțeleagă mesajul, dar ei întorc capul. Pasajul cheie vine când Iisus îi spune lui Iuda: tu vei sacrifica trupul în care se lăștruiește spiritul meu. Pe românește, Iuda îl va omorî pe Iisus, făcându-i astfel voia. Faptul că lui Iuda îi se încredințează această sarcină este un semn al statutului său special. În cele din urmă, Iuda are o revelație în care intră într-un nor luminos. Oamenii de pe pământ aud o voce din nor, dar ceea ce spune ar putea rămâne necunoscut pentru totdeauna din cauza unei rupturi în papirus. Evanghelia se termină brusc cu o notă scurtă relatând că Iuda a primit niște bani și l-a predat pe Iisus celor care l-au arestat. Pentru Evans, această poveste este o ficțiune fără sens, scrisă de mult în sprijinul unui sistem de credințe dispărut. Nu există nimic în Evanghelia după Iuda, explică el, care să ne spună ceva pe care să-l putem considera demn de încredere din punct de vedere istoric. Dar alți cercetători cred că este o fereastră nouă spre gândirea primilor creștini. În 367, Atanasie, puternic episcop de Alexandria și entuziast admirator al lui Irineu, a emis un ordin către fiecare creștin din Egipt, listând 27 de texte, inclusiv Evangheliile de astăzi, ca singurele cărți ale Noului Testament care pot fi considerate sacre. Această listă este valabilă și astăzi. Papirusurile între timp începuseră deja să se fărâmițeze, așa că nimeni nu a îndrăznit să le atingă cu mâna. Numele lui Iuda se vedea clar pe un colț de papirus. Vânzătorii documentelor au cerut $3 milioane.
În cele din urmă, în aprilie 2000, au reușit să le vândă. Cumpărătorul era o grecoaică născută în Egipt, care s-a ridicat în topul afacerilor extrem de competitive cu antichități după ce a studiat egiptologia la Paris. Ea nu vrea să spună cât a plătit, admițând doar că suma zvonită de 300.000 de dolari e greșită, dar e pe aproape. Evanghelia după Iuda spune că Iisus i-a cerut lui Iuda să-l trădeze, eliberându-i astfel sufletul din trup. Condamnat la moarte, Iisus și-a cărat crucea la crucificare, așa cum se arată și în scena din Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Foarte multe speculații s-au făcut pe baza acestei evanghelii a lui Iuda. Ea nu a fost însă recunoscută niciodată oficial, iar datele pe care această așa zisă evanghelie le conțin sunt cu totul și cu totul în favoarea lui Iuda. Mulțumesc frumos, doamnelor și domnilor, le mulțumesc partenerilor noștri de la Clown Plața și colegilor mei Mihai Buzduga și Claudiu Roșoiu. Ne revedem sâmbătă la ora 23 la Voi cu Voicu.